La un moment dat cineva m-a întrebat dacă sunt lucruri pe care le făceam și nu le mai fac atunci când fotografiez nuntă. O să vorbesc astăzi despre trei dintre lucrurile pe care le făceam înainte și acum nu le mai fac și o să și vedeți de ce. După primii 2 ani în care am fotografiat foarte mult și nunți de noapte, mi-am dat seama că probabil după ora 2, hai să spun 3, nu se mai întâmplă mare lucru. Adică nu este ceva ce mai este relevant pentru povestea spusă în imagini de către fotograf. Am prevăzut în contract și în ofertă, iar la discuțiile cu clienții povestesc despre asta, că ora 2, poate maxim 3, este ora la care eu mă voi retrage, pentru că de acolo încolo totul este redundant. E adevărat că majoritatea nunților pe care le fotografiez se cam termină pe la acea oră, dar pentru cele care țin până dimineața, există mai multe soluții. Dacă tortul se servește ceva mai târziu sau, hai să spun, devreme, pe la 5 dimineața, acesta poate fi adus în jurul orei 2, se poate prezenta, putem face fotografiile și petrecerea continuă ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Am practicat asta și vă sugerez și vouă să o faceți. Pentru că, într-adevăr, după o anumită oră nu se mai întâmplă nimic. Le spun și clienților că dacă, nu știu, poate pleacă părinții, rămâne tineretul și se agită și dansează și pot rezulta niște cadre care pot fi trimise la concursuri, deși eu nu particip, atunci cu siguranță am să rămân pentru că este interesul meu să spun cât mai bine povestea despre nunta lor. Dar, cum spuneam, lumea dansează la fel, sunt aceleași persoane care dansează, depinzând de locație, adică dacă nunta este afară, s-ar putea să fie prea răcoare sau prea cald să mai danseze oamenii. Și, sincer să fiu, la acea oră și ținuta și machiajul începe să sufere și oamenii nu vor aprecia că nu vor da bine în fotografii. Din punct de vedere al fotojurnalismului, există o regulă, poate nescrisă, care spune să nu intervii în desfășurarea acțiunii și să modifici lumina. Ei, a fost o perioadă în care duceam după mine două lămpi mari de 1000 de W pe halogen și credeți-mă că mi-a asigurat o lumină fantastică. Însă, la un moment dat, invitația a spus: te rugăm să le stingi pentru că nu ne simțim bine, nu e ok și așa mai departe și am renunțat a le mai folosi. Dintr-o dată a căzut lumina. La un moment dat aveam un troller mare după mine în care aveam 6 flash-uri și aveam în portbagaj și 4 sau 5 stative. Puneam 4 stative, poate 2, trăgeam cu 3 flash-uri, făceam foarte multă lumină, aproape ca pe stadion și oamenii doreau să aibă parte de intimitate. Și cred că în momentul în care cineva își alege o locație, se gândește și la cum va fi lumina acolo. Iar dacă își dorește intimitate, cine sunt eu ca fotograf să vin să fac lumină ca pe stadion? Așadar, am renunțat a mai folosi flash-uri pe stative și folosesc un singur flash pe patina aparatului. Al treilea lucru la care am renunțat e legat de fotograful secundar. Am fotografiat multă vreme împreună cu soția mea și pentru că am dorit să scap de un anumit tipar de nunți, unde este foarte multă agitație, unde alergi din stânga în dreapta, cauți un loc de parcare, întârzii, iar focusul tău este îndreptat nu pe partea de fotografie și să spui povestea în imagini, ci pe diverse nimicuri care sunt legate de deplasare, așa cum spuneam. Practic, dacă unul dintre miri se îmbracă într-un cartier și mireasa în celălalt, am avut cazuri în care erau chiar și localități diferite, mă focusam mai mult pe a ajunge și a găsi loc de parcare și era un stres continuu și am avut o nuntă unde am făcut 300 de kilometri. Doar pe astfel de deplasări. Mi-am dat seama că nu mă pot adapta și că îmi doresc să scriu în imagini povești cu mai puțin stres, cu mai puțină presiune, de fapt, asupra mea și am ales să renunț la al doilea fotograf, deși o ofertă cu doi fotografi se vinde în continuare foarte bine, pentru că habar n-am, unii chiar vând chestia asta. Spun că dacă suntem doi, ai și backup și prinde mai multe cadre. Nu știu ce să zic, din experiența mea și a altor colegi cu care am mai discutat, probabil că 10-20% dintre cadrele fotografului secundar ajung să fie parte din povestea principală.
Chiar dacă este o nuntă mare, poate cu 600 de invitați, cum sunt în nordul țării, cred că și un singur fotograf face față, mai ales dacă există și un fotobooth în locația unde se desfășoară recepția nunții. Dar, cum spuneam, am renunțat la al doilea fotograf pentru că mi-am dorit să pot să mă concentrez mult mai tare pe elementele poveștii, în imagini. Acestea sunt cele trei lucruri, hai să spun, importante la care am renunțat de când fac fotografie de nuntă. Mai pregătesc și altele, așa că abonează-te sau distribuie mai departe acest videoclip dacă ți-a plăcut și dacă crezi că te inspiră sau te ajută pe viitor. Te salut de la Cluj!